rezultatul calculului 6 plus 4, 10. Da? Cât ar veni? 46. Așa, bineînțeles că facem mai întâi înmulțirea, zicem 6 plus 40, adică 46. Da. Și completați cu... Hai să punem aici. Completați 1,46. Da. Bun, problema a doua. Numărul care reprezintă 25% din 100. Ia dictează în Alexia, cum rezolv aici? Cum? 25 pe 100, da? Nu te aud. Ori 100. Așa, ori 100. Egal cu... Ce fac mai departe? Simplificăm 100 și 100, da? Da. Și egal cu? Egal cu 25. Bun. Problema 3. Suma numerelor întregi din intervalul minus 2, 2. Care sunt numerele întregi? Și zicem, numerele întregi din intervalul minus 2 deschis, 2 închis, sunt care? Ajutați-mă! Ioana? Minus... Da? 1 și 2. Nu, mai zic o dată. Sunt pe intervalul minus 2 deschis, 2 închis. Și sunt numere întregi, da? Minus 1, 1. Da, vreau pe Ioana. Deci, minus 1, da? Pe urmă. 0. 0, nu să riști peste 0, că e 0 și... 0, 1. 1 și 2. Și 2. Deci, chiar dacă 0 nu te ajută la adunare, dacă ți-ar da o problemă de asta, câte numere întregi sunt în intervalul, asta ne îmbușiți dacă nu numărați cum trebuie. Și atunci ziceam, pentru că se cere și suma lor, S egal cu minus 1 plus 0 plus 1 plus 2, da? Minus 1 cu 1 reducem și vine că suma egal cu 2, da? Problema 4. Dreptunghiul ABCD cu laturile AB de 8 și BC de 5. C egal cu 5. Ne întreabă cât este area. De aia cum fac? Lățimea de lungime. Lățimea. Area, deci zicem așa, A, B, C de dreptunghi. Bine, voi o să-mi puneți numai rezultatele. Eu vă arăt cum veți calcula pe ciornă și cum mă redactați dacă am fi în partea de redactare. Zicem A, B, C de dreptunghi, rezultă că area egal cu, eventual putem pune și formula literală. Dar ceea ce mă interesează pe mine este formula dată geometric. Lungimea este AB ori lățimea BC. Și zicem AB ori BC
Adică rezultă că aria egal cu 8 ori 5 rezultă aria egal cu 40 de centimetri pătrați, da? Și când ajungem la subiectul 4, puneți 40, asta. Problema 5, cu un cub. Hai să luăm și textul. Așa. Trebuie să aflăm unghiul dintre dreptele AD. O să facem dreapta AD și dreapta CCP. Da? Nu mă vezi nici la el? Trai, se vede? Pe live. Nu se vede? Se vede. Se vede pe live, da? Alexia, ajută-mă cu unghiul dintre dreptele AD și CCP. Deci trebuie să mi le unești prin paralelism. Fie îmi zici CCP în paralel cu cutare sau fie îmi zici AD paralel cu cutare, cum vrei tu. Mai tare că nu te aud. Ai zis de depuim. Așa, păi zi. CCP, da? Foarte bine, zi. Paralel cu DD. Așa, deci CCP, ai văzut foarte bine. CCP în paralel cu DD prim, da? Și dacă CCP e paralel cu DD prim, atunci unghiul dintre AD și CCP va fi unghiul dintre AD și DD prim, da? Adică cine este unghiul dintre AD și DD prim? Te-am pierdut. Zi? Da, zi. Zi. Este unghiul AD de prim. Așa, este unghiul AD de prim. Foarte bine. Bun. Și unghiul acesta AD de prim, câte grade are? De 90 de grade. De ce? Pentru că este un pătrat ca faț, da? Avem un cub și fețele sunt pătrate. Bine, asta putea să fie și în paralelepiped. Hai să scriem. Zicem așa, A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. Cub. Rezultă că C, C prim paralel cu D, D prim, da? Și dacă CC prim paralel cu DD prim, rezultă că unghiul format de, hai să-l colorăm, de AD cu CC prim este unghiul format de AD cu DD prim. Deci unghiul format de AD cu CC prim egal cu unghiul format de AD cu DD prim, adică egal cu unghiul AD de prim. Dar cum ABCD A prim, B prim, C prim, D prim cub, rezultă de aici că fața AD de prim, A prim este pătrat. Și dacă fața AD de prim, A prim este pătrat, rezultă că unghiul AD de prim egal cu 90 de grade. Da?
Ioana, întrebări? Ioana? Apetă pe Ioana. Avem un tabel care este, de fapt, o funcție. Tabelele care sunt date ca dependențe funcționale, voi le-ați făcut în clasa a 7-a, sunt, de fapt, niște funcții. F de x egal cu 2x plus 3. E un tabel de valori de funcție, da? Și atunci, dacă nu am luat cerință, ce se cere? Se cere cât ar fi n din tabel, da? Păi cum îl aflu pe n? Ia ajutați-mi. Ce credeți că am să fac? Să înlocuim pe x cu 2. Exact. Deci eu, ca să-l aflu pe n de aici, trebuie să calculez, de fapt, un f de 2. Sau să facem pe x egal cu 2. Și zicem, pentru x egal cu 2, y egal cu, că aici era y, da? Am pus eu f de x, dar practic este un y acolo. Y egal cu, și înlocuim pe x cu 2. Vine 2 ori 2 plus 3. Adică y egal cu... Păi ce cu 2? Păi da, se dă aici 2. Înțelegi? Deci e 2 care era început de tabel. Ți-am zis, e pur și simplu, e pur și simplu tabelul de valori care l-ai la funcție. Că făceai, dacă faci x egal cu minus 2, îți iese minus 1. Da? Asta e un fel de f de minus 2. Ăsta e un f de 0. Iar ăsta e un f de 2. Da? Y egal cu 2 ori 2 plus 3. Am zis y egal cu 2 ori 2 plus 3. Adică y egal cu 7. Da? Și dacă y egal cu 7, înseamnă că n egal cu 7. Și asta e subiectul 1. Subiectul 2 acum. Trebuie să desenăm pe foaia de examen o prismă dreaptă A, B, C, D, E, F cu baza un triunghi echilateral. Desenăm? Da, da. Aș vrea să văd desenul Alexei. Alexei, trimite-mi o poză pe WhatsApp, cum faci tu prisma dreaptă, triunghiulară dreaptă, da? Ai terminat? Ai terminat, da? A, dar n-ai cum să-mi trimiți, am înțeles. Oricum, după ce terminăm aici, toată lumea îmi pune pe WhatsApp cu poze cu testul ăsta. Făceam de mână, era gata. Deci, A, B, C, bine, B aici, hai să facem așa, A, B, C, D, E, E, da? Prisma triunghiulară regulată. Niciun standard aici. A venit în sensul acel ceasornic, dar într-adevăr puteam să vin jos. A, B, C, B, O, jos. Important e că dacă am pus A, B, C, să am tot aceeași ordine și sus, da? De E, să nu schimb ordine.
Da. Ia să vedem. De aia ajută-mă tu. Avem numărul A, care e 1 pe 3, plus 1 pe 5 împărțit la 1 pe 2. Și B e 1 pe 2, ori paranteză 1 pe 3 minus 1 pe 5. Trebuie să arătăm că A e de 16 mai mare decât B. Păi le calculăm. Hai să calculăm, zicem. A egal cu... Mai trebuie să-l scriem încă o dată pe A. 1 pe 3 plus 1 pe 5 împărțit la 1 pe 2, da? De aici am ajuns tu. Da. Păi aducem la același numitor. Așa. Amplificăm pe prima cu... 5 pe 2, 3. Așa. Și zicem, A egal cu... A egal cu 5 plus 3 pe 15. Hai să se punem separat. 5 pe 15, 5 pe 15 plus 3 pe 15, da? Da, puteți scrie direct, adică pe aceeași linie de refracție. Ba da, dar nu mă grăbesc cu calculul. Așa, împărțit la 1 pe 2, zicem A egal cu, ajută-mă. A egal cu 8 pe 15. Împărțit la... nu, ori 2. Ori 2 pe 1, cam inversatul, da? A egal cu... Păi e mulțire, da? 16 pe 15. 16 pe 15. Bun. Acum o să facem pe B. B egal cu, mai întâi tot așa o copiem, cu atenție, că voi mai faceți greșeli și la copiere. 1 pe 2 ori paranteză 1 pe 3 minus 1 pe 5. Da? Mai departe. Da. Zicem. Păi la fel, aducem paranteză la același numitor. Deci amplificăm pe prima cu 5. Și pe a doua cu 3. Și zicem B egal cu... Dictează? B egal cu 1 pe 2 ori 5 pe 15 minus 3 pe 15. Așa. Ori 5 pe 15 minus 3 pe 15, în paranteză. Adică B egal cu... Cu 1 pe 2 ori 2 pe 15. Ori 2 pe 15, da? Mai departe, ce facem? Simplificăm 2 cu 2. Da, 2 cu 2. 2 și zicem B egal cu 1 pe 15. 1 pe 15. Ce trebuie să arătăm? Că A este de 16 ori mai decât B. Și cum finalizăm acum? Zicem așa, A egal cu 16, că zice de 16 ori mai mare, deci e 16 ori B, da? A egal cu 16 ori B, echivalent cu și înlocuim pe A și B. Și în loc de A zicem 16 supra 15, egal cu 16 ori B și înlocuim pe B, vine 16 ori și în loc de B punem 1 pe 15. 16 ori 1 pe 15. 16 ori 1 pe 15, facem înmulțirea, 16 îl înmulțim cu 1, da? Și vine că 16 pe 15 egal cu 16 pe 15, care este o relație adevărată. Da? Așa. Problema 3. Ioana, am ajuns tu? Am făcut-o și pe Ioana. Da. Hai, Alexia, ajută-mă tu. Încă nu vezi, nu? Deci avem așa, după o reducere cu 30%, prețul unui obiect devine... Așa, unui obiect devine 63 de lei. Trebuie să aflăm prețul obiectului înainte de reducere.
Vezi, Alexia, la tablă? Da, bun. Vreau să gândești la schema aia care o făceam noi. Gogoșelele, nu să ziceam, da? Adică avem la început, te ajut eu, văd că, da? La început avem 100% din X. La din X, da? 100% din X. Da. Foarte bine. Deci la început avem 100% din X. Mai departe ce facem? Tragem o săgeată și zicem că avem o reducere de 30%. Adică ce înseamnă? Da. Adică 30% din X. Am auzit plus sau minus? Minus. Așa, minus 30%, dar din cine? Din X. Așa, minus 30% din X. Și face cât face? 70% din X. 70% din X. E, acest 70% din X cât reprezintă? 63 de lei. Bun, egal cu 63 de lei. Și atunci cum rezolvă? Zicea. Dictează. Așa, zic, da, mai un pic mai tare, te rog. 70%. 70%. Așa. Ori X. Ori X sau din X? 63. Uite, Alex, eu am să scriu tot din X, egal cu 63. Okay. Eu am să scriu tot din X, nu pentru tine, ci pentru ca, în general, să înțelegem că din înseamnă ori. Și acum dictează-mi tu. În loc de 70% din X egal cu 63, cum scriu mai departe? 70 pe 100. Așa, 70 pe 100. Ori. Așa, ori X egal cu... Egal cu 63. 63. Bun. Tăiem pe 0. Da? 7 pe 10. 7 pe 10. Și cum îl aflu pe X acum? X egal cu cine? X egal cu 63. Da. Împărțit la fracția toată. La 7 pe 10. Așa, împărțit la 7 pe 10. Și zicem X egal cu... Ajută-mă. 63. Da. Ori 10 pe 7. Ori 10 pe 7. Simplificăm pe 63 cu 7. Da. Aici rămâne 1 și aici o să avem un 9. Și zicem X egal cu... Cum? Da, 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 am înțeles. Tu ești cu 20 secunde în urmă, că e greu. X egal cu cât? X egal cu 90. Foarte bun. X egal cu 90. Da. Deci, iată, practic, cum era cu X. Problema 4. Cele 10 puncte pe funcții. Dea, ajută-mă tu. Ok. Deci, Dea, cum vreau să o facem? Vreau să o facem cu intersecțiile. Eu știu cu intersecțiile, cu X, știu. Deci așa vreau și vreau să-mi dictez. Nu vreau să pun tabel, pur și simplu îmi dictez regulile de intersecție. Uite, aici am să pun un pic teoria, ca să ne aducem aminte. Pentru a... intersecția cu X, da? Deci... pam, pam. Zicem, intersecția cu X rezolvăm ecuația f de X egal cu 0, aflăm soluția X egal cu A și citim punctul M de coordonate A cu 0.
Da? Și iată cum facem intersecția cu X. Intersecția cu Y. Calculăm F de 0. Deci calculăm F de 0. Și citim punctul N de coordonate 0 și F de 0. Da? Deci iată cum facem intersecția cu X și pe urmă v-am zis să, aș vrea să regulează să le știți pentru că le faceți aceste intersecții cu axe coordonate, dacă știți regulile astea, până la BAC, inclusiv la BAC le folosiți. Deci două reguli foarte, foarte simple pentru a calcula intersecțiile unei funcții. Voi ați făcut doar funcția de gradul 1, dar și funcția constantă, da? Practic, până la BAC o să mai faceți vreo 14 funcții și regulile sunt aceleași pentru toate funcții. Încă vreo 14. O să fie vreo 18, nu, 16, 18, mă, cred că mai multe, vreo 18 funcții, cam așa. Da? Și... Bine, încă vreo 14 faceți predate, dar ele mai sunt niște funcții care nu se predau, dar se tot zic de ele, că practic mai grabă la predă. Așa. Bun, păi exact regulile astea vreau să mi le aplicați. Și ziceam, intersecția cu X, chiar așa, vreau să-mi scrieți în cuvinte, intersecția cu X. Am scris, am făcut. Cât a ieșit intersecția cu X, Alex? Nu, zi tu de cât vei și zero. Bun. Și cu Y? Y cu 0 minus 3. Bun. Ia zi-mi un pic intersecția cu X. Deci rezolvăm ecuația F de X egal cu 0. Și în loc de F de X egal cu 0, înlocuim pe F de X cu expresia sa. Pentru că noi știm cât este F de X. Noi știm că f de x egal cu x minus 3, da? X minus 3. Și zicem? X minus 3 egal cu 0, că x egal cu 3. Așa, x minus 3 egal cu 0, x egal cu 0 plus 3, pentru că o trecem în partea dreaptă puțin schimbat, adică x egal cu 3. Și atunci... Și graficul polidesetat cu x egal cu mulțimea a de coordonate 3. Mulțimea formată din punctul A de coordonate 3, 0. E o mulțime formată dintr-un singur punct aici. Da? GF intersectat cu x. Mai departe. Intersecția cu y. Intersecția cu y îl facem pe cine? Îl calculăm pe... F de 0. F de 0. F de 0 cu cât egal? Minus 3. Așa, el vine 0 minus 3, da? Adică F de 0. Bine, eu scriu un pic mai mult, da? F de 0 egal cu minus 3 și atunci graficul lui F intersectat cu Y egal cu A coladă B de coordonate 0 și minus 3. Atât ușor să fie și examenul? Nu știu. Deocamdată e un test de lucru, înțelegi? Mi-ai pus o întrebare grea. Mi-ai pus o întrebare grea. Nu vreau să nu mai pui până nu vedem toate cele 5 teste. Deci asta ne-a fi căzut nou la simulare? Nu. Asta, să zic așa, e ca să mai să mai îndulcească amar, dar nu înseamnă că eu sunt prea pățit și prea mâncat de examenele astea și ca să pot să zic că așa de ușor va fi examen. Gândește că nu e chiar terminat subiectul. Hai să discutăm după ce îl terminăm, că dacă e ușor sau greu. Dar eu nu știu de ce sunt sceptic în privința
În continuare tot insist că va fi un examen dur. Va fi un examen dur cu multe dureri de cap. Să luăm un sistem de axe, să reprezentăm. A de coordonate 3 cu 0. 1, 2, 3. Aici e pe ax sau x. Aici e punctul A. Și B de coordonate 0 cu minus 3. Da? Și reprezentăm dreapta care trece prin cele două puncte. Și iată, practic, ce avem ca și grafic. Acum să facem punctul B. Ia să aducem aminte una din regulile de bază. Când un punct M de coordonate AB, când un punct M de coordonate AB aparține graficului. Așa. M de coordonate AB aparține GDF echivalent cu F de A egal cu B. F de A egal cu B, da? Și ia să vedem ce înseamnă F de A egal cu B. Ia, dictează. A de coordonate M cu 2M. A de coordonate M cu 2M. Da? Aparține. Aparține graficului dacă F de M egal cu 2M. Echivalent cu F de M egal cu 2M. Și mai departe, vin și calculez un F de M, da? F de M egal cu ce? Cu M minus 3. Egal cu M minus 3. Și acum din cele două relații, faptul că F, deci cum am făcut F de M? Pur și simplu, în F de X, am făcut pe X cu M, da? Și F de M vine M minus 3, da? Și acum egalăm F de M-ul care îl obținem de la punct, cu F de M care îl obținem de la calculul funcției, da? Și atunci ce egalitate scot? Rezultă? M minus 3 egal cu 2M. Rezultă că M minus 3 egal cu 2M, da? Dictează mai departe, rezultă că echivalent, da? Echivalent. M egal, minus M egal cu minus, nu, minus M egal cu 3. Așa, deci l-am trecut pe 2M în stânga cu sens schimbat, el are plus aici, l-am trecut cu minus, minus 3 îl trec în dreapta cu sens schimbat și vine M minus 2M egal cu 3, adică echivalent cu minus M egal cu 3 și dacă minus M egal cu 3, înmulțesc cu minus 1 să-i schimb semnele, da? Și echivalent cu cine? Că M egal cu minus 3. M egal cu minus 3. Bun. Iată valoarea lui M pentru care punctul aparține graficului. Alexia! Avem o expresie. O vezi? Ai văzut-o? Da. Bun. Îți aparține expresia asta? Nu mi-am dat seama.
Hai, ajută-mă. Nu vedem. Îmi pare rău de voi. Dacă vă trimit, dacă nu vedeți exercițiul la tablă, vă trimit o poză pe WhatsApp cu mine, când nu vedeți voi exercițiul. Și mai degrabă, cred că vreți să vedeți exercițiul la tablă decât să mă vedeți pe mine pe WhatsApp. Unul de la roșu. Înțelegi? Bun. Așa că sunt sigur că vedeți exercițiul la tablă. Ia zi, Alex, ajută-mă. Păi, ce-am să fac aici? Amplificăm. Las-o pe Alexia. Trebuie să duci la același numitor. Bun, cum amplificăm? Ajută-mă. La prima, da? Amplific cu cât? La prima. Zi. X plus 1. Cu X plus 1, da. Mai departe? La a doua? La a doua cu X minus 1. La a doua cu X minus 1. Da? Deci pe prima amplific cu X plus 1, pe a doua amplific cu X minus 1. Bun. Hai să mai scriem o dată E de X încă o dată. E de X egal cu X supra X pătrat plus X minus... Aici, adică, pot să fac o linie de fracție lungă. Da? Ajută-mă. Și X. X. Ori. Pe lângă. Pe lângă X plus 1. Așa. Da. X pe lângă X plus 1. Mai departe. Zi. Minus X pe lângă X minus 1. Minus X pe lângă X minus 1, supra? Supra X minus 1 pe lângă X plus 1. Așa, foarte bine. Da? Mai departe împărțit la? 2X împărțit la 2 pe X minus 1. Bun, până aici e bine. Ce zice mai departe? Echivalent. Punem la capăt echivalent, punem pe următorul rând echivalent, e de x îl copiem, egal cu. Ce aș putea să mai fac? Cum? Mai tare, cântăm. Să desfacem paranteze. De la numărător, da? Asta de la numărător, de la numitor v-am zis, lăsați-le în pace, nu vă atingeți de numitor, da? Numai numărătorii. Mai ales când ai o scădere, eventual poți să faci un calcul foarte frumos aici, da? Bun. Venim cu calculul pe numărătorul de acolo. Dar mai poți să mai fac ceva? Să inversez. Să inversez? Bun. Deci pot să fac și o inversiune la, în loc de împărțit, să zic că mulțit și-am inversat, am inversat aici. Da, bun. Bună idee. Mai departe. Deci inversez aici fracție, da? Și altceva? Aș mai putea face ceva. Ia uite-te la... Ia uite-te la numitorul ăsta. X pătrat plus X. Scoate factor comun. Scoate factor comun pe X, da? Și când scot factor comun, mă ajută factorul ăsta comun, că o să fac o simplificare. Bun, hai să vedem. Deci zicem. Dictați-mi voi. La doua. Nu, aici rămâne X supra. Am zis că din X la a doua plus X să scoatem factorul comun, nu? Pe cine? A, da. Și zicem, așa, pe X. Și zicem X pe lângă? X. Așa. Plus 1. Plus 1. X pe lângă X plus 1, corect. Minus o linie de fracție lungă și zicem? Nu, 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 X ori X. Nu, X, X la a doua. X la a doua. Da. Plus 1. Plus cât? Plus 1. Nu e plus 1, Alexia. E X. Plus X, X la a doua plus X. Pentru că X-ul se mulțește, X-ul din față, se mulțește cu X-ul din paranteză, te întorci la X-ul din față și îl mulțești cu 1. Și vine X la a doua plus X, mai departe.
Tot așa, desfaci parantezele, ești în față, ești atent că ai un minus aici în față, da? Și zicem minus x la a doua, da? Plus. Așa. Nu e plus 1, Alexia, că ai în față un x care îl înmulțești cu... Am spus x. Așa, eu am înțeles 1, da. Minus x la a doua plus x, supra. Supra x minus 1 pe lângă x. X plus 1, da. Ți-am zis, nu te atingi de numitor, da? Deci numitorii îi păstrezi în formă descompusă, cu cât îi păstrezi în formă descompusă, cu atât mai bine se simplifică. Deci nu desfaceți. Ori, și ai zis că îmi inversezi. Ori cât, Alex? Ori x pe 1. Ori x minus 1. Ori x, da. Supra? Pe 2. 2x, da? Bun. Ce facem mai departe? Simplificăm x la a doua. Nu, simplificăm pe x cu x. În prima fracție. Deci am venit și aici vine 1 cu 1. A, da, da. Reducem, aici nu simplificăm. Reducem pe x la a doua cu x la a doua. Da? Da. Și mai putem simplifica ceva. X minus 1 cu X minus 1. X minus 1 cu X minus 1. Tot grupul ăsta X minus 1 se simplifică. Da? Și ia să zicem ce rămâne. Echivalent cu... Ajutați-mă. E de X egal cu... X egal cu 1. 1 supra... Zi. X plus 1. Așa. 1 supra X plus 1. Minus? Minus 2x. Așa, 2x supra? Supra x plus 1. Așa. Ori? Ori 1 pe 2x. 1 pe 2x. Bun. Simplificăm 2x cu 2x. Simplificăm 2x cu 2x, rămâne 1 și 1, da? Și zice echivalent cu... E de x egal cu... Hai, ajutați-mă. E de x egal cu 1. 1 supra... x plus 1. Așa. Minus 1. Pe x plus 1. Foarte bine. 1 pe x plus 1, minus 1 pe x plus 1. Bun. E de x. Și când scazi două fracții la fel, nici nu mai are sens să zicem direct, echivalent cu e de x, da? Ce crem? Astea două grupuri sunt la fel, da? Și atunci ele practic se reduc unul cu altul și vine e de x egal cu 0, da? Pentru orice x real, diferit de minus 1, de 0 și de 1. De ce diferit de minus 1, 0 și 1? Pentru că pentru minus 1 se anulează x plus 1 care e la numitor. Pentru 0 avem un x care e aici, în factor comun, și e și el la numitor. Se pun condițiile ca numitorii să fie diferiți de 0. Pentru x diferit de 1, pentru că dacă nu s-ar anula x minus 1 ăsta. Dacă ar face 1, atunci ar vine 1 minus 1 egal cu 0, vine 0 la numitor, da? Și noi ne ferim de numitor 0. De asta sunt acele condiții puse, da? Vă aduc aminte, v-am mai zis treaba sau condițiile, dar vă mai aduc aminte că care era problema. Bun, am terminat și part cu subiectul 2, trecem la subiectul 3 de geometrie. Trapez. Trapez. Frumoasele probleme despre trapez. Păi, albă la Alexia. Păi, da. Cum?
Nu mai văd, gata. Bă, dar mult ai scris. Am văzut, am scris. Așa. Ei, te cred, Alicia, tu doar nu. Da. Tu mă mai super că nu faci tema, dar are să... Aici avem 16, aici avem 10. Zice prima dată, avem o bisectoare, BD e bisectoarea unghiului din ABC, deci înseamnă că cele două unghiuri de aici sunt congruente. Bun, ideea este că să arătăm că linia mijlocie a trapezului e egal cu 13, da? Știți vreo formulă a linia mijlocie? Baza mică e baza mai prioritară. Sigur e asta? Sau ai tot mai bușit? Da. E baza mică? Păi, înălțimea pe 2. Nu, mă, e. Aia e formulă de aia. Linia mijlocie ori înălțimea pe 2 e aia. Nu, o formulă de... de mijlocie în trapez. Cât este? Alexia, și tu mă duc. Baza mare e plus. Plus baza mică pe 2. Păi dar tu mi-ai zis ori. Da. A, da? Da, da. A. Deci linia mijlocie e baza mare plus baza mică pe 2. Nu e baza mare plus baza mică, da? Bun, e așa o să și zice. Hai să și construim. Nu știu dacă, că n-am bareme. Dar e posibil la o asemenea problemă. Pe barem să pună și poate un punct, două pentru cine construiește linia mijlocie. Da? Că aici pe desen nu apare linia mijlocie, zice să o calculăm, dar nu o figurat-o ei. Atunci, nu vă imaginați că o să nu fie vreo capcană. Aș fi fost curios să văd bareu, dacă nu cumva aici la barem ar fi fost și puncte pe construcții. Ce era linia mijlocie în trapez? Era segmentul ce unește mijloacele laturilor neparalele. Adică iau mijlocul lui AD, iau mijlocul lui BC, le unesc și aici avem linia mijlocie. Deci asta este linia mijlocie. Aici e baza mare, aici e baza mică și avem formula liniei mijlocie. Baza mare plus baza mică pe 2. Și zicem punctul M ABCD trapez. MN, linie mijlocie. A, dar mai întâi și mai întâi ziceți așa, construim M, mijlocul lui AD. Și M, mijlocul lui BC. Mare. Da, zi. Mare. Da, eu te aud. Vrei să trec ceva? Nu. Mai vorbiți voi cu Codruța și întreb, vedeți un pic dacă vrea să trebuie ceva. O zis că nu are ce să facă, că nu eu merg de la început. Discordul? Da, Discordul. Dar e la telefon. Să încerce cu Zoom. Să pună Zoom. Și în curând o să schimbăm și noi Discordul cu Zoom. Da? Instalați și voi Zoom-ul. O să dăm și mesaje. Noi încă testăm Zoom-ul, dar sper ca de săptămâna viitoare să lucrăm pe Zoom, să nu mai lucrăm pe Discord. Dar, domn profesor, am încercat și pe telefon. Acum. Și tot am mers să vă arăt. Ce n-am mers? Ce scriu? Măi, Alexia... Adică, mie mi-arăta că filmează și că merge. Da. Ce se întâmplă? Am zis că am avut destule probleme, dar să știi că la grupurile de chiar de clasa 5-a, ei s-au descurcat foarte bine. Deci eu am avut 5 copii care la toți am văzut poze. Înțelegi?
Nu e normal ca voi de a 8-a să aveți mai multe probleme decât au copiii de a 5-a. De asta zic că, bun, mai curățați-vă telefoanele, mai fiți o leacă și voi mai... Voi aveți un aer de vacanță, uite, mă gândesc numai la Mihnea. Mihnea nu-l mai trezește acum. Adică, ați intrat în vacanță, crezi că e vacanță. Băi, mai avem două rumpuri la examen. Zice ABC de trapez, MN în mijlocie, rezultă că MN egal cu AB plus CD pe 2, e formula baza mare plus baza mică pe 2, rezultă MN egal cu, și în loc de bază mare, puneți și formula geometrică și formula literară, AB plus CD pe 2, și acum locuim numeric, adică putem zice echivalent, da? Echivalent cu M egal cu 16 plus 10 pe 2, echivalent cu M 26 pe 2, echivalent cu M egal cu 13. Da? Și iată, practic, lungimea liniei mijloce. Repet, nu știu baremul, dar e posibil ca să avem 5 puncte pe construcția liniei mijloce. De asta, nu aveți construit, îl construiți voi. Da? Veniți și voi cu... Vă duc aminte ce știu. Ca să ne aducem aminte în continuare ceea ce știm la problema asta. Știm că ABCD trapez, știm că BD e bisectoare și știm că baza AB e de 16, baza de C e de 10. Da? Zice problema că să arătăm că BC e de 10. O să pun o pauză ca să-mi dați voi. Păi ia, dictați-mi voi. Hai, Alexe. Păi pornim că e trapez, că avem Z-ul și că avem un unghiuri alterne interne. Asta vreau prima dată. Că A, B, C, D. A, B, C, D. Deci asta e punctul B, da? A, B, C, D este trapez. Dacă ABCD e trapez, rezultă de aici că bazele sunt paralele, adică cine e paralel cu cine? Adică AB AB paralel cu DC. AB paralel cu DC. Secanta cine ar veni? BD. BD secantă. Da, am făcut Z-ul, da? Rezultă de aici că B1 e congruent cu D1, da? Dar nu am să zic B1 și D1, am să pun pe cu trei litere. Zicem unghiul. CDB. CDB. Unghiul D1, da? Unghiul CDB. Congruent cu unghiul DBA. DBA sau ABD, da? Egal congruent cu unghiul DBA. Bun. Deci astea sunt B1 cu D1. Mai departe, zicem că e bisectoare. Și zicem BD bisectoarea unghiului ABC. Deci dacă BD e bisectoarea unghiului ABC, ce rezultă? Rezultă că B1 cu B2, da? Deci rezultă că unghiul cine cu cine? Cu unghiul BD, nu, stai. Bă, la BDA. BDA, ăsta de aici? Nu. No. Știți ce cum trebuie? DBA, B1. B1 cu B2, vreau, da? Aici e bisectoare, în B, da? Unghiul DBA congruent cu unghiul... Nu mă ajutați. BDC. Băi, citește-o cum trebuie. DBC sau CBD.
DBC ai zis, da, unghiul DBC. Bun. Deci DBA congruent cu DBC. Și din astea două relații, deci avem CDB cu DBA, da? Uite, pe DBA, că e comun, e și aici, și aici. Înseamnă că ăsta de aici, e congruent cu ăsta de aici, sau unghiul CDB congruent cu CBD, da? Deci rezultă că unghiul, zice de la cap, unghiul CBD congruent cu unghiul CDB. Și dacă unghiul D1 congruent cu B2, mai departe ce rezultă? Triunghiul CDB isoscel. Triunghiul CDB isoscel. Și dacă triunghiul CDB isoscel, ce rezultă mai departe? Rezultă că CB egal cu 10. Zine egalitatea de raturi. CB egal cu CD. Și acum zice egal cu 10, da? Ca să vadă că ai scos cu raturi egal. Da? Bun. Și am terminat și punctul B. Înseamnă că noi am arătat acum că CB e de 10. Acum, chiar dacă nu știa să faceți pe B, voi puteți să-l calculați, să luați rezultatul de la B, că vi-l dă, să-l folosiți la C. Da? Deci când nu știu un rezultat, dacă nu știi un punct să faci, asta nu înseamnă că tu nu poți să iei rezultatul. De asta ți-o zis să arătați BC egal cu 10, și nu ți-o zis nu ți-o zis calculați BC. Adică tu poți folosești rezultatul BC egal cu 10 de la punctul B să-l folosești aici la punctul C, da? Asta e ideea, că tu poți să folosești ipoteza asta suplimentară. Arătați că BC egal cu 10. Bun, hai să vedem ce vreau să zic. Avem punctul P de intersecție a laturii AB. Cu perpendiculara din C pe dreapta BD. Deci trebuie să ducem perpendiculara din C pe dreapta BD. Și să facem punctul de intersecție cu latura AB. Deci cam așa ceva, vin cu C, din C perpendicular pe BD. Și îl prelungesc până îl tai pe AB. Aici. Da? Să demonstrez că DP e paralel cu BC. DP e paralel cu BC. Așa două bucăți, da. Hai să dăm aici. Deci, încă o dată, am construit un CP perpendicular pe BD. Deci aici am venit perpendicular. Hai să zicem că M e punctul ăsta de intersecție. Și vrem să arătăm că DC, că DP e paralel cu BC. Da? Păi este egal. Paralelogram. Adică arătăm asta, că e paralelogram și după că e egal. Hai să scriem barem ce ați gândit. Și zicem, comparăm triunghiul CBM și mai întâi trebuie să spunem, nu de aici comparăm, dar am grăbit. De unde trebuie să începem cu rezolvarea? Da? Tăiați, comparăm. Păi de la triunghiul ăla isoscel în care am construit înălțimea. N-am avut nevoie. Deci comparăm, da. Comparăm. Triunghiul CBD și triunghiul
PMB. Nu, nu, nu. CBM. CBM, da. CBM, hai dreptul. CBM. Și triunghiul. Da, da, da. Când ne vedem. PMB. Dreptunghice. Deci le comparăm ca triunghiuri dreptunghice, da? Bun. În care ce cunoaștem? Ia să vedem. Două elemente vreau. La triunghiurile dreptunghice, v-am zis, catetul, unghiuri de 90 de grade. Nu vreau unghiuri de 90. Vreau unghiurile din B. B1 și B2, da? Ziceți. Unghiul, păi luați unghiul B1 dintr-un unghiul maros. Citiți-l cum trebuie. Unghiul MBP. Unghiul MBP congruent cu unghiul MBC, da? Da. Unghiul B1 și unghiul B2. Și am perechea de unghiuri și acum zicem latura comună. MB congruent cu MB. MB congruent cu MB, în paranteză, catetă comună. Catetă comună. Rezultă, în baza cazului catetă 1, rezultă că triunghiul CMB congruent, deci triunghiul verde, da? Congruent cu triunghiul PMB, adică cu triunghiul maro. Și dacă triunghiul CMB e congruent cu triunghiul PMB, de aici rezultă restul de elemente congruente. Voi nu mi-a scos suficient de multe. Mi-a zis deodată că CB congruent cu PB, adică C, hai să zicem așa, CB egal cu PB și egal cu 10. Și de aici puteți scoate mai departe că AP egal cu 6. Rezultă că AP egal cu 6. Da? Însă mai vreau și alte elemente, și anume, cine mai e congruent cu cine? Deci rezultă, de exemplu, că latura CM congruentă cu MP. Așa, CM congruentă cu MP. Să știți că e bună și asta, CM congruentă da, cu MP. Adică triunghiul ăsta se deformează triunghiul fratea. Nu știu dacă are 60, repet. Băi, nu las cu ghicitul. Nu am nevoie de ghiceală. Am nevoie de raționament. Nu îmi spune nimic că este echilateral. Îmi zice doar că CM congruent cu MB. Eu cred că nici nu este echilateral, dar asta e altă poveste. Deci CM congruentă cu MB și unghiul din C congruent cu unghiul din P. Da, cum să zic, una e bună impresie, unghiul din C, îl citim cu trei litere, BCM, unghiul BCM. Unghiul BCM congruent cu unghiul BPM. BPM. Bun. Mi-a mai adăugat și alte elemente. Foarte important. Mi-a spus CM congruent cu MP. Bun. Mai vreau. Deci, să venim cu Z-ul ăla. Deci, DC paralel cu PB. PC secantă. PC secantă. Rezultă de aici că unghiul DCP congruent cu unghiul CPB. În paranteză, alterne, interne, congruent. Da? Și acum finalizăm cu comparare între triunghiul verde și albastru. Comparăm. Triunghiul CDP. CDP și triunghiul CBP.
Aici venim cu trei elemente de comparare, pentru că suntem pe caz de congruență la triunghiul orecare. Și o să avem cine cu cine. C de congruent cu PB, mi-a zis, ambele sunt de 10, da? Mi-a zis că latura CP e latura comună, CP congruent cu CP și unghiul DCP vine congruent cu unghiul CPB. Asta tocmai am arătat că sunt alterne interne congruente, da? Și rezultă în baza cazului latură unghi latură că triunghiul DCP vine congruent cu triunghiul DCP, da, bă, ăsta de aici, galben. DCP vine congruent cu BPC. Și dacă triunghiul e congruent, rezultă că DP vine cu latura de aici, ca să, de asta am încercat să le fac galben cu albastru, ca să scot că latura DP e congruent cu BC. DP egal cu BC egal cu 10. Și în final și latura asta, pentru că e congruentă cu asta de aici, opusă, el este de 10. Și acum, toate laturile de 10 înseamnă că e rom, da? Și zicem, dar avem teorema directă de DC egal cu CB egal cu BP egal cu DP egal cu 10. Rezultă DP BC DP BC rom. Și dacă ăsta este rom, rezultă că DP paralel cu BC. DP paralel cu BC. Dragilor, sincer, aș vrea să fac tot cu voi, dar pentru că totuși vreau să văd testele astea terminate, vă rog să urmăriți live-ul de mâine. Deci triunghiul VOA, al doilea triunghi care o să folosim la calcule va fi triunghiul VOM. Al doilea triunghi de calcul. Și al treilea triunghi de calcul, triunghiul VMC sau VMB, cum vreți voi. N-aveți nevoie de toate trei, de obicei e suficient două din cele trei. Nu prea am văzut probleme să folosească toate trei triunghiuri. Toate trei sunt triunghiuri dreptunghice, toate trei folosim proprietăți de piramide. Da? Bun, hai să scriem ca elemente ceea ce avem. Practic o să avem VA egal cu AB egal cu 10, deci avem 10 pe muchia bazei, aici vine un 5, un 5, 10, 10, 10, da? OEM-ul, vă aduc aminte că și el îl pun direct de 5, pentru că o să scriem de cei de 5. Ca să arătați că OEM-ul e de 5, OEM-ul e linie mijlocie între unghiul ABC, da? Vă aduc aminte că, sau OEM e mediană între unghiul dreptunghic COB, da? Și am pus odată 5 ca să vedem un pic deodată. Prima dată va trebui să arătăm că area bazei piramidei VABCD este egală cu 100 cm pătrați. Hai, aici ați putea să mă ajutați voi. AB e 10 și fiind un pătrat, area bazei este la pătrat. Exact asta vreau să și scriem. Zicem VABCD, cam așa vreau redactarea, da? Piramidă 4 lateră regulată. Piramidă 4 lateră regulată. Rezultă de aici că ABCD este pătrat.
ABCD este pătrat. Dar de ce nu o să mai faci stream pe Discord? Stream pe Discord? Da, se... Egal cu latura la pătrat, adică area lui ABCD egal cu AB pătrat. Vă zic ca să știți, nu mă interesează, acum și că am vrea să renunțați la formulele astea literare, area lui ABCD egal cu latura pătrat. Vreau să văd geometric că area lui ABCD egal cu AB la a doua, adică area lui ABCD egal cu 100 centimetri pătrați. Da? Bun. Asta a fost punctul A. La punctul B... Dar nu trebuie cu volumul. Cum? Nu ne trebuie volumul. Nu. Zice area bazei ABC. Area bazei, da. Area bazei ABC. Bun. Să facem înălțimea piramidei, să arătăm că e 5 radical din 2. Păi, cum vom arăta că înălțimea piramidei e 5 radical din 2? Mai întâi, poți să iau triunghiul VAO, da? Dar ca să iau triunghiul VAO, mai trebuie o latură, trebuie AO. Și AO, cum o calculăm? Face 10 radical din 2. Așa, facem, corect. Trebuie să facem toată diagonala, 10 radical din 2. Și atunci AO vine jumătate, vine 5 radical din 2 și pe o punem Pitagora. Corect. Bun. Sau o altă idee, în afară de VAO? Ia uitați-vă la fața VBC. Fața BBC, ce puteți să spuneți despre ea? Triunghi echilateral, sigur că da. Este un triunghi echilateral de latură 10, pentru că muchia laterală e egal cu muchia. Puteți afla în VM. Puteți afla VM cu formula înălțimii. Iar OM o scot că linie mijlocie și pot să pun pe urmă Pitagora pe VOM. Da? Adică avem multe. Hai să venim cu VAO, da? Le zicem așa. Trebuie să mai întâi să calculăm pe AO. O să zicem ABCD pătrat. O să zicem că AB intersectat cu CD, o să pun intersecția diagonalelor că e punctul O. AB intersectat cu CD egal cu O. Rezultă de aici că AC-ul care e diagonală vin direct cu formulă latura radical din 2. După ce pun formulă literală, asta nu vreau, nu e obligatoriu să o mai puneți. Obligatoriu vreau pe asta numerică. AC egal cu AB radical din 2. Da? Deci asta geometrică o vreau. Și apoi înlocuirea numerică. AC egal cu 10 radical din 2. Și o altă chestie care o scoatem. Zicem ABCD pătrat. Tot așa AB intersectat, nu AB intersectat cu CD, AC intersectat cu BD. Băi, vă aduc aminte că chiar dacă sunteți la distanță, dacă îmi găsiți greșeli, vă dau cu un pix. Asta n-ați văzut-o. Deci cine îmi găsește greșeală la calcule sau la redactare, hai, primește un pix la mine. Rezultă de aici că AO egal cu OC egal cu OB, egal cu OD și egal cu 1 pe 2 din AC și zicem, deci AO egal cu OB, egal cu OC, egal cu OD egal cu 5 radical din 2, da? Și avem 5 radical din 2. Ai nevoie de sus? Nu merge în internetul, mai că... Și nu știu cum să fac. Nu-ți merge internet. Ai, nu mă prea. Lasă-te, da? Dacă îi trebuie un driver și nu o să mă fac. Păi, ai plata de licență? Păi, nu. Păi asta e chestia, licență.
putea să n-ai toate lucrurile. Bun. Deci am făcut AO egal cu... Și acum zicem Pitagora pe triunghiul VAO. Zicem VO perpendiculat pe planul ABC. AO inclus în planul ABC. Rezultă din cele două relații că VO perpendicular pe AO și rezultă că triunghiul VOA dreptunghic și venim cu Pitagora. Rezultă că VA la pătrat egal cu VO pătrat plus OA pătrat. Da? Adică 10 la pătrat egal cu VO pătrat plus 5 radical din 2 totul la pătrat. Și de aici scoatem că 100 egal cu VO pătrat plus 25 ori 2, adică VO pătrat egal cu 100 minus 50, adică VO pătrat egal cu 50, adică VO egal cu radical din 50 și îl descompunem frumos pe 50, 2 ori 5, 5, 5, 1, perechea de 5 ne iese afară, adică VO egal cu 5 radical din 2. Bun, dacă aveți întrebări până acum? Da. Nu. Bun. Trecem la punctul 3. La punctul C. La punctul C trebuie să aflăm unghiul dintre dreapta VA și planul VBD. VA, hai să facem dreapta VA. Deci aici e VA și planul VBD, adică e vorba de planul diagonal. Așa, stai un pic, stai un pic că foarte greu te aud. Să încerc să dăm, ori dai tu microfonul un pic mai tare, ori să încerc să te, să-ți dau eu un pic mai tare microfonul. Deci, vă aduc aminte ce înseamnă unghiul dintre dreaptă și plan. Unghiul dintre dreaptă și plan este unghiul format de dreaptă cu, cu proiecția dintre plan. Așa. Denis, tu erai, nu? Care vorbea? Da. Da. Denis, eu te-am dat la maxim. Încearcă și tu să dai microfonul un pic mai tare de la tine, din consolă. Așa. Proiecția lui pe planul trebuie de a pe V. Cine? V. El. Așa. Deci, mă interesează proiecția lui VA pe planul maro, pe planul diagonal. V-ul rămâne în V. Și AU unde se duce? În O, deoarece diagonal este perpendicular. Exact. AU de aici se duce în O, pentru că diagonale sunt perpendiculare și trebuie de fapt să arătăm mai întâi că AO e perpendicular pe planul VBD. Eu ca să arăt că A se duce în O, trebuie să-mi spui că n-ai proprietate directă. De ce AO vine perpendicular pe planul VBD? A, C și B, D sunt diagonale, A, B, C, D, pătrat. Pe
Păi nu, deci tu ca să ne arăți că AO e perpendiculară pe planul VBD, trebuie să ne arăți că e perpendiculară pe două drepte. Da, e... Păi, VO e perpendiculară pe ABC. Deci, AO vine perpendicular pe VO și mai vine perpendicular pe... Pe DB. Pe DB, sigur că da. Adică, cu asta va trebui să începem. Și zicem, plecăm tot de la VO. Deci, VO e perpendicular pe planul ABC, AO inclus în planul ABC. Scoatem de aici că VO perpendicular pe AO. Și acum o luăm de la capăt. AO perpendicular pe VO, AO perpendicular pe BD, VO intersectat cu BD egal cu punctul O, din toate cele trei relații reiese că AO e perpendicular pe planul VBD. Da? Și rezultă. De ce am demonstrat că AO e perpendicular pe planul VBD? VBD. Așa, să scoatem proiecția. Zicem, rezultă că proiecția pe planul VBD, proiecția pe planul VBD a lui VA egal cu VO. Și după ce am scos proiecția, zic așa, rezultă că unghiul format de dreapta VA cu planul VBD egal cu unghiul format de dreapta VA cu VO. Adică egal cu unghiul care? AVO. Sigur că da. Unghiul ăsta de sus aici. Egal cu unghiul AVO. Și dacă avem unghiul AVO, noi trebuie să aflăm măsura. Adică trebuie să venim cu o funcție trigonometrică sau o să mai vedem o chestie. Vă aduc aminte că VO e congruent cu VO, deci are 45 de grade. Deci triunghiul VO ai dreptunghi chisoșel, da? Și atunci unghiul de acolo este de 45 de grade. Sigur că da. Sau, v-am zis, mă duceți, ia, treceți-mă prin funcție trigonometrică. Zicem, triunghiul VAO dreptunghic, rezultă de aici că putem pune o tangentă de unghiul AVO. Tangentă de unghiul AVO egal cu... Cine e tangenta? Ia să aude. Cateta mă sunt cateta plătorată. Ioan, ajută-mă pe triunghiul AVO și scoatem tangenta. Asta. Păi care e cateta opusă unghiului AVO? AO. AO, supra. Cateta alăturată. AB. Nu. OB. Așa. AO supra OB. Înseamnă tangenta unghiului AVO. Așa, egal cu 5 radical din 2 supra 5 radical din 2. Se simplifică, rămâne 1. Rezultă tangenta unghiului AVO egal cu 1. Și rezultă măsura unghiului AVO, dacă tangenta face 1, unghiul face 45 de grade. Da? Și asta, dragilor, ar fi problema 1. Problema